Consiliul Județean Olt are în administrare o rețea importantă de drumuri rutiere, majoritatea dintre ele fiind în diferite stadii de asfaltare. Strategia pe care autoritatea județeană o are dorește să lege sudul județului de zona de nord, de la Giuvărăști la Verguleasa. Potrivit președintelui instituției, ambele axe se află în stadii foarte avansate. Este vorba despre drumul pe care îl avem pe deja în execuție. Așa cum știți, Consiliul Județean Olt a avut două proiecte mari pentru infrastructura rutieră, 546, care urmează în zilele următoare să avem recepția finală, și acest drum Stoienești-Giuvărăști, care pentru o bucată din el îl fazăm, adică noi aveam posibilitatea să-l terminăm și anul acesta, dar acolo lucrarea noastră la drum se suprapune cu lucrările companiei de apă, de canalizare, și pentru a nu risca ca acel drum pe porțiunea respectivă să se lase, am zis să ne luăm o marge de timp astfel încât să vedem exact ce se întâmplă și ultimile retușuri finale ale drumului să le facem după ce vedem ce fisuri ar putea apărea, astfel încât să nu riscăm o corecție financiară. După finalizarea acestor lucrări, satele oltene vor fi conectate între ele de drumuri județene la parametrii europeni, șoferii fiind scutiți în acest fel de plata rovinietei.